Un azil de bătrâni din Sibiu a fost închis și amendat cu 10.000 de lei pentru condițiile inumane în care erau ținuți vârstnicii. Oamenii stăteau întinși pe jos, fără ajutor, și erau ținuți în condiții inumane. Autoritățile s-au autosesizat după ce pe internet au început să circule imagini cu acești oameni. Conform fanatic.ro, inspectorii DSP au descins joi 6 octombrie la azilul respectiv din cartierul 300 Jari. În imagini se poate vedea cum un bărbat stă în genunchi în salon fără să se poată ridica, în timp ce altul stă întins pe gresia din baie. O altă persoană în vârstă stă întinsă pe un pat cu mâinile murdare de ceea ce pare a fi fecale, potrivit Ora de Sibiu. Administratorul azilului a încercat să se justifice și să explice motivele pentru care acești oameni au fost surprinși în astfel de ipostaze. Imaginile respective au fost filmate fără acordul oamenilor de o beneficiară care are istoric la psihiatrie. Dânsa este și internată în momentul de față. Doamna a făcut niște crize și niște chestii tendențioase. Domnul în cauză, care era pe jos, are un istoric medical, are epilepsie, familia cunoaște situația. Domnul a făcut o criză, a căzut în baie și dânsa, în loc să strige pe cineva, l-a filmat ca să-l pună pe internet. Domnul din pat era înainte să fie schimbat. Dânsa s-a dus la un om fără discernământ care își băgase mâna în Pampers. Tot ceea ce vă spun poate fi probat, inclusiv de personalul căminului, poate fi probat de aparținător, a transmis administratorul azilului. Femeia care a filmat a reacționat și neagă cele spuse de administratorul azilului. Din păcate, sunt dusă de ambulanță la psihiatrie pentru că patronul azilului a spus că eu am o problemă. Eu nu am nicio problemă. Nu am de ce să fiu dusă la psihiatrie. Am mai fost internată 3 luni de zile abuziv de către copiii mei la psihiatrie. Vă rog din suflet să apelați la poliție pentru că sunt internată abuziv. Toate lucrurile mele au rămas la azil, a scris femeia pe Facebook. Între timp, reprezentanții prefecturii Sibiu au decis să ridice licența de funcționare pentru acest azil, pentru că nu deținea autorizația sanitară de funcționare, conform ziare.ro. Licența de funcționare a fost retrasă deoarece lipsea autorizația sanitară de funcționare, iar punctajul pe care ar fi trebuit să-l îndeplinească pentru a funcționa a fost sub 75%, au precizat reprezentanți ai prefecturii Sibiu. În aceste condiții, 20 de pacienți au rămas în centru până la relocare. A fost retrasă licența de funcționare din cauza lipsei autorizației sanitare de la Direcția de Sănătate Publică și lipsa de accesibilitate, fiindcă avem niște scări în spirală. Noi oricum eram în curs de relocare, în momentul de față suntem în curs de închidere. O să meargă beneficiarii în alte părți, a transmis administratorul căminului de bătrâni, relatează fanatic.ro.